Bună ziua și bine v-am regăsit în această etalare. Ce aș vrea eu să vă zic acum, pentru că asta este prima sesiune de înregistrat pentru mine după începutul anului nou, aș vrea să vă urez un an cât mai bun. Știu că în momentul în care va fi publicat acest video vor fi câteva zile, pentru că de obicei e o diferență de câteva zile între momentul înregistrării și momentul în care le public. Dar eu totuși vă urez un an nou plin de bucurii, plin de împliniri și să aveți parte de oamenii în jurul vostru care să fie deschiși și sinceri cu voi, să nu mai fie nevoie atât de mult să verificați tarotul pentru a vedea exact ce intenții au, să fie un pic mai ușor pentru voi în partea de relații, dar și în partea de finanțe. Aș vrea ca în acest an să aducem un pic un alt aer tarotului și să nu rămânem atât de fixați doar pe iubire. Însă trebuie să mă gândesc într-un mod în care să vă fie și vouă util. Nu știu cum o să fac asta, dar vom vedea pe parcurs. Între timp o să vedeți câteva diferențe în legătură cu cum voi pune titlurile, cum voi structura etalările și cum mă voi organiza pe mai departe. Pentru etalările personale în continuare mă puteți contacta pe WhatsApp sau pe site-ul meu luptarot.com. Încă mai ofer etalările de anul 2022, deci dacă nu ați achiziționat până acum, încă aveți șansa să vedeți tot ce vă așteaptă pe tot anul 2022 printr-o etalare privată, dar și etalările celelalte încă sunt disponibile, deci nu se schimbă nimic în ceea ce ține de prețuri sau structura etalărilor sau ceva de această natură. Bun, eu voi începe cu varianta 1, apoi 2, apoi 3. Și apoi 4. Țineți cont că această etalare este vorba de 4 regi și cam ce trebuie să știți despre fiecare persoană în parte. Aici puteți alege câte un pachet pe fiecare persoană, dar dacă se întâmplă, să zicem, ca pentru aceeași persoană, să doriți să alegeți două pachete diferite, o puteți face, dar țineți cont de ordinea în care acestea vă atrag atenția. Și acum voi începe cu varianta numărul 1 și le voi pune pe celelalte deoparte. Și avem regele de pentagrame. Aici avem de face cu o persoană care este destul de generoasă. Este o persoană care oferă foarte multe cadouri. Este o persoană care întotdeauna pune pe primul loc stabilitatea. Această persoană, sincer, poate să aibă preocupări artistice, dar nu le monetizează într-atât încât să se întrețină din asta, cel puțin nu în acest moment. Această persoană pune foarte mare accent pe studii, pe ceea ce a reușit în viață, pe ceea ce vrea să obțină. Este o persoană care își setează țelurile și după le obține, dar le obține cu pași mici. Nu este genul de persoană care să facă foarte multe mișcări imprudente, nu este genul de persoană care să, nu știu, lase ca gura să o ia pe dinainte sau pur și simplu să reacționeze atât de mult impulsiv. Nu. Atâta timp cât această persoană are de câștigat dintr-o situație, indiferent că este ea de iubire sau de afacere sau de orice altă natură, această persoană nu prea se lasă să fie impulsivă. Poate să fie parte din zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar nu este neapărat pentru toată lumea să fie musai aceste zodii. Acest semn zodiacal, mai bine zis, poate să își pună amprenta și, de exemplu, pe casa 10-a, poate să-și pună amprenta pe luna, pe ascendentul, pe nodul nord, lucruri de această natură. Deci, semnul pe care vi-l dau în etalar nu este neapărat semnul de soare, zodia pe care noi o avem, da? Poate să fie și în alte cazuri, de alte case sau lucruri de această natură. Bun, hai să vedem întâi ce se întâmplă în viața acestei persoane acum. Sincer, această persoană are de gând să plănuiască un nou proiect, un proiect care este un pic atipic pentru el. Această persoană, bine, ați spus să încetez cu această persoană, încerc, dar este un pic cam general, nu pot să zic, nu știu, Vasile sau Gheorghe sau Ion sau altceva, dar încerc să mă adaptez. Persoana voastră, în acest caz, pot zice că vrea să încerce ceva nou, vrea să se ocupe un pic mai mult de partea creativă, de partea
Aș zice un pic intuitivă în contextul în care această persoană poate face channeling printr-o activitate artistică. Deci dacă știți că această persoană fie scrie poezii, fie scrie cărți, fie pictează, ceea ce se întâmplă este că el canalizează informația și o transpune pe ceva în planul fizic, da? Nu înseamnă că persoana trebuie să fie musai extrem de spirituală ca să poată să facă channeling. E pur și simplu un fel de har pe care această persoană îl are, doar că nu prea l-a lăsat să fie atât de mult la vedere. Noul proiect pe care această persoană are de gând să-l implementeze, mie îmi pare că va avea destul de mult succes pentru că această persoană se va lăsa în sfârșit vulnerabilă prin acest proiect. Cred că această persoană nu prea lasă să spună ceea ce simte, nu prea spune punctele sale slabe, nu se vulnerabilizează în fața nimănui, nu spune nimănui cât suferă sau ce s-a întâmplat în viața acestei persoane, dar prin intermediul acestei arte, această persoană începe să se deschide, iar în momentul în care această persoană începe să se deschidă, din punct de vedere emoțional, atunci succesul va veni peste această persoană. Cred că vulnerabilizarea acestei persoane va fi implicată în proiectul acesta extrem de mult, va fi chiar un factor cheie în ceea ce are de gând să facă. Ce aș putea să zic aici cu spânzuratul este că această persoană poate să aibă vise profetice, poate să deseneze, picteze, să spună, să povestească, să relateze lucruri înainte să se întâmple. Indiferent sub ce formă face această persoană lucrurile, ceea ce spune, ceea ce face, indiferent la ce scară o face, se întâmplă. Și nu neapărat se întâmplă peste un an sau peste jumătate de ani, se poate întâmpla peste zeci de ani de zile. Deci, indiferent de ce va face această persoană, eu aș zice totuși că și dacă nu o să păstrați relația foarte bună cu această persoană, ar fi foarte bine dacă ați achiziționat, de exemplu, ce această persoană scrie, sau urmăriți ceea ce pictează, pentru că acolo vor fi efectiv scene din ceea ce va urma. Dacă vreți pentru voi să știți cam ce se va întâmpla, pentru că această persoană este un fel de Nostradamus, bine, un pic exagerată comparația, dar ca să înțelegeți importanța acestor viziuni și acestor scene pe care această persoană le descrie, această persoană conștientizează încotro se va duce și nu sunt ideile persoanei, deci doar le canalizează din univers și le pune pe hârtie. De asta zic, e foarte important ca voi să rămâneți la curent cu ceea ce va face această persoană, pentru că veți ști exact ceea ce va urma. Această persoană nu are păreri atât de multe proprii, doar le canalizează. De asta zic, e foarte importantă munca acestei persoane, indiferent de cine e vorba, este foarte importantă ceea ce face această persoană. Dar este un proiect nou. Ok. Să vedem ce se întâmplă acum între voi și această persoană. Văd că este destul de mult stres în jurul acestei conexiuni, pentru că, într-un fel, voi vă așteptați ca această persoană să vină către voi cu toate acestea. Vreți să fiți în gardă, dar vreți să fiți deschiși cu această persoană și nu prea merge să fiți două lucruri deodată. Va trebui să luați lucrurile pe rând. Ce aș putea să vă zic aici este că voi sunteți firi foarte independente și foarte puternice. Persoana voastră știe asta, este foarte conștientă de acest lucru. Doar că voi aveți tendința să intrați un pic mai mult pe energie masculină decât ar fi cazul și în acest caz îndepărtați persoana de voi. Atenție foarte mare pentru că voi aveți destul de mult stres pe care îl puneți în legătură cu manifestarea unui semn de la această persoană. Manifestarea văd că este foarte aproape să se întâmple, doar că tot voi o puneți rezistență și când o puneți rezistență, alungați manifestarea. În momentul în care voi, nu doar că nu credeți, dar începeți să veniți cu tot felul de scenarii. Păi, dar cum să mi se întâmple un lucru așa de frumos mie, că eu am pățit numai lucruri într-un fel și în alt fel și da, și tot așa o țineți pe a voastră cu negativitatea și nu vă scoate nimeni de acolo și așa depărtați voi manifestările. Dar de data asta, manifestarea voastră pentru contact, indiferent că este făcută în mod conștient sau nu, este foarte aproape de a aduce rezultate, deci este foarte aproape să se întâmple. Totuși, energia dintre voi ca și comunicare va fi destul de rece, chiar dacă voi vă doriți foarte mult, chiar dacă voi puneți foarte mult suflet aici, chiar dacă voi ați spera ca lucrurile să se dezvolte într-un fel aici, din cauza faptului că voi rămâneți foarte mult în gardă față de această persoană care nu are nicio intenție să vă rănească, apropo, pur și simplu acest lucru vă cam ruinează lucrurile. Voi nu va trebui să învățați să nu mai
fiți pregătiți de război pentru fiecare lucru ce se întâmplă în viața voastră. Pentru că nu fiecare lucru e un război. Intențiile acestei persoane față de voi Ce v-am spus că urmează să vă contacteze? Avem un 8 de băte. Da, ok. Această persoană are de gând să vină către voi. Problema este că dacă voi rămâneți în energie masculină, chiar dacă aici noi avem două regine și până aici n-am avut niciun rege, eu tot pe voi vă simt în energie masculină. Așa se simte, efectiv, așa simt. Va fi un pic o luptă pentru cine va conduce relația. Eu nu v-aș recomanda ca voi să intrați în această luptă, cu toate că pentru mulți dintre voi se va simți ca și cum ar fi inevitabil. Nu este inevitabil, dar este decizia voastră ce aveți de făcut aici. Ce pot eu să vă zic este că această persoană are de gând să vină, să discute cu voi și să întoarcă lucrurile într-o situație mai favorabilă pentru amândoi. Aici cred că această persoană vrea să reia o conexiune cu voi, vrea să o reia în primă fază dintr-un punct de vedere sensual și abia apoi să vadă dacă se mai poate reconstrui ceva. Ideea este că fiecare aici decide ceea ce dorește, dar în contextul în care voi vă doriți ceva mai mult, trebuie să vă detașați în primul rând de orice așteptare în momentul în care această relație senzuală va începe, dacă o veți accepta, și doi la mână, trebuie să aveți răbdare și să rămâneți în continuare detașați. De ce? Pentru că oamenii pot să se detașeze foarte ușor în momentul în care persoana nu este în proximitatea lor. Dar în momentul în care această persoană, să zicem că apare și începeți acest tip de relație intimă, începe să devină foarte greu pentru voi să reușiți să rămâneți detașați de orice așteptări. În contextul în care voi veți accepta această relație, dar nu vă veți detașa de așteptări aici, atenție că nu văd să se termine prea bine, dar dacă voi reușiți să vedeți această relație strict pentru ceea ce va fi și anume o relație intimă, atunci lucrurile se pot dezvolta foarte bine. Țineți cont că roata norocului are două sensuri. Lecția voastră cu această persoană a fost detașarea de orice așteptare și lăsarea acestei persoane să conducă. Nu mai puteți voi să conduceți acest lucru. Voi trebuie să vă descoperiți latura voastră feminină, latura voastră sensibilă, latura voastră vulnerabilă și voi și această persoană aveți foarte multe lecții pe care le oglindiți unul către celălalt. Doar pentru că voi nu reușiți să vedeți și partea celorlalte persoane, asta nu înseamnă că voi nu vă oglindiți. Deci, pur și simplu, voi sunteți prinși fiecare cu triggerele sale și încercați atât de mult să luptați cu ele încât nu vă mai dați seama că voi, de fapt, nu mai luptați, mai ales voi, persoanele care se uită la această etalare. Nu vă mai dați seama că voi, de fapt, nu luptați cu persoana, voi luptați cu trigările voastre, cu ceea ce ați trecut, trăit în prezent și trebuie să acceptați faptul că nu mai sunteți în acea poziție în care ați fost în trecut. Iar voi veți avea dificultăți în a vă detașa de chestia asta. Dar în afară de asta, dacă voi aveți de gând să începeți o relație cu această persoană, puteți. Doar țineți cont să nu renunțați la zidurile voastre prea devreme, pentru că această persoană nu are intențiile cu voi, dar asta nu înseamnă că vă puteți culca pe o ureche, că gata, totul va fi perfect de vă căsătorii și totul va fi roz și floricele. Avem aici destul de roz, da? Dar nu e cazul să ne culcăm pe o ureche atunci când încă nu e cazul de a ne culca pe o ureche. Bun, voi trece la varianta numărul 2. Pentru varianta numărul 2 avem aici regele de bâte. Aici avem de face cu o persoană care este foarte vocală în legătură cu ceea ce îi place și ceea ce nu. Este o persoană care vorbește destul de mult, tonul vocii este destul de puternic, chiar dacă această persoană nu are intenția de a vorbi tare, fără să vrea, această persoană se găsește în situația în care vorbește tare. Este o persoană foarte bună pe discuții argumentative, este o persoană foarte bună pentru a scrie ca și prezență pe social media, dacă vrea să facă asta. Este o persoană care este foarte șarmantă, doar că uneori devine șarmantă tocmai prin faptul că această persoană cumva provoacă toate celelalte persoane. Deci cumva această persoană
Nu este genul de persoană care e drăguță cu toată lumea și devine populară că e drăguță cu toată lumea. Nu, este genul de persoană care întotdeauna provoacă pe toată lumea din jurul său și în cele din urmă toată lumea evoluează prin felul ăsta de a fi. De asta, această persoană, cu această persoană sunt relații destul de dificile și nu aș spune numai în ceea ce ține de sfera romantică, aș spune și în sfera prieteniei, pentru că aici, cu această persoană, e foarte ușor să ai relații de iubire slash ură și să existe ca un fel de ping-pong ale emoțiilor cu această persoană. Efectiv, această persoană este ca o oglindă foarte mare care vă reflectă nu doar vouă, dar tuturor persoanelor din jur exact ceea ce evită, ceea ce nu vor să vadă la ei și, în cele din urmă, fiecare va evolua prin această persoană. Ce aș putea să zic aici totuși este că după procesul de evoluție văd că oamenii chiar încep să aprecieze foarte mult această persoană. De asta această persoană își capătă popularitate foarte ușor. Dar până nu există acel triggering și acea dezvoltare de partea persoanelor din jur, persoanei este foarte dificil să se integreze în cercuri de persoane. Deci, este un fel de situație destul de ciudată, deci cu această persoană nu pot să zic că va fi vreo persoană care să se înțeleagă strict bine cu aceasta, atâta timp cât o persoană are de învățat de la aceasta, va fi ca o situație de ping-pong, după ce fiecare își învață lecția, rămân cei mai buni prieteni, ceva de genul situația aici. Nu văd ceva de între și între, nu văd să fie o situație drăguță, nu văd să fie neapărat o situație ușoară, dar este o persoană care, dacă vă gândiți că oare va avea succes la un moment dat în viață, da, această persoană va acumula succes. Ce aș putea să zic este că pentru unii s-ar putea să fie în acest succes mai de tineri, altora mai bătrâni, nu este vorba de asta, este vorba de gradul lor de evoluție personal. În funcție de asta ține succesul lor. Această persoană poate să fie foarte diplomată, dar de foarte multe ori alege să nu. Chiar dacă știe cum să fie diplomată, știe ce ar trebui să facă, știe care sunt condițiile normale. Persoana asta este foarte aliniată cu scopul său divin. Chiar dacă asta va face foarte multe persoane să se simtă inconfortabil, nu este genul de persoană care să-i pară rău pentru ceea ce spune, pentru ceea ce face. Este genul de persoană care nu este încrezută, este o persoană care știe că este pe drumul cel bun și știe că îi va triggerui în continuare pe cei cărora nu le convine. Și asta este. Deci foarte mulți oameni pot percepe această persoană ca fiind foarte încrezută, ca fiind concentrată doar pe sine, dar nu cred că e cazul, este doar o persoană aliniată. Bun. Ce se întâmplă în viața persoanei acum? Sincer, acum persoana voastră are de-a face cu mentalitatea de lipsă, trebuie să facă față și ne vizitează și Mauzi cu ocazia asta, dar ce aș vrea eu să zic aici este că pur și simplu această persoană se învârte în cercul extremelor. De ce? Pentru că are momente când este foarte bine și are momente când este foarte rău. Persoana trece printr-un moment de dezvoltare, dar este ca și cum persoana trebuie să învețe să-și stăpânească gândurile pe care le are, pentru că de foarte multe ori oscilează între mentalitatea de abundență și cea de lipsă. Persoana asta, sincer, dacă o știți sau nu o știți în această perioadă, nu, dacă știți sau ce, nu ce se întâmplă în această perioadă, pentru că asta am vrut să zic, pur și simplu primește destul de multe refuzuri. Și această persoană încearcă cumva să le nege și să demonstreze că n-are nevoie de nimeni, dar în momentul în care încearcă să facă chestia asta, lucrurile ies mai rău. Ideea este că această persoană va ieși din această situație fără dar și poate. Nu cred că va dura mult. Cred că aici nu cred că durează 9 săptămâni, cred că durează mai degrabă în jur de 9 zile. Se produce o schimbare foarte puternică în modul în care gândește această persoană și va veni cu o nouă soluție, va veni cu o idee care va fi destul de greu de atins, nu zic că nu, dar este ceva care poate să atingă. Toată chestia este ca această persoană să reușească să se țină motivată. Văd că această persoană este înconjurată de persoane, dar este înconjurată de persoane false și pe care trebuie să le lase în urmă în acest moment, indiferent că îi place sau nu, în cele din urmă va trebui să facă acest lucru. Sincer, aici, pentru
majoritatea dintre voi va fi vorba de 9 zile din momentul în care urmăriți etalarea, dar pentru unii dintre voi s-ar putea să fie cea mai apropiată dată de 9. Da, deci atenție foarte mult în legătură cu asta, pentru că da, vor fi câțiva pentru care se va întâmpla în 9 ianuarie, da? Și atunci este bine să știți acest lucru, iar pentru cei care urmăresc după 9 ianuarie, se va întâmpla în 9 februarie sau la 9 zile de când voi urmăriți acest video. De asta este foarte important să țineți cont că este o etalare generală. Dar ce vreau eu să vă zic este că efectiv această persoană se reorientează, se redirecționează și va porni pe un drum nou. Ce se întâmplă între voi? Au, asta e interesant. Aici această persoană se simte foarte mult în competiție cu voi, în sensul în care persoana trebuie să vă arate că așa se face, iară dreptate, lucrurile nu sunt așa cum credeți voi, nu sunt așa cum considerați voi, voi aveți o viziune mult prea colorată, mult prea diversă față de ce vede și ce simte această persoană, pentru că persoana voastră este un pic mai fixă, voi sunteți un pic mai artistici, nu, artiști, voi să... mă rog, ați înțeles ce vreau să zic. Voi sunteți persoane mult mai creative și mult mai deschise, mult mai empatice, cu mult mai mult sentiment, mult mai deschise, mult mai colorate, mult mai nici nu mai știu cum să mai exprim mai departe. În timp ce această persoană este foarte fixă, în sensul în care eu știu că așa se face și așa trebuie să se facă, pentru că eu zic că așa trebuie să se facă. Și de foarte multe ori această persoană se simte cumva în război cu voi. Deci pentru voi, partea voastră specială este că în timp ce această persoană pentru celelalte persoane este o oglindă foarte mare care îi trigăruiește, voi sunteți oglinda acestei persoane și asta o agită foarte tare. Ce aș putea să zic aici este că această persoană efectiv refuză să apeleze atât de mult la creativitate, vrea să se țină de rutine, planuri fixe, ceea ce gândește, ceea ce plănuiește. Persoana asta nu vrea să iasă din rutina sa personală. Iar voi sunteți persoane care pur și simplu mergeți cu fluxul, nu împotriva lui. Chiar dacă planul vostru inițial n-a fost neapărat așa. În timp ce această persoană refuză, efectiv refuză să meargă odată cu fluxul. Persoana asta de la voi are de învățat să meargă cu fluxul, voi aveți de învățat să vă ocupați un pic mai mult de încăpățânare și de a vă ține de propria rutină și propriile lucruri de făcut, dar aici voi aveți de învățat unul de la celălalt și asta este problema voastră. De ce? Pentru că această persoană vrea să dețină controlul și nu vrea să vă delege un pic de autoritate, în timp ce voi vă simțiți mult prea constrânși de această persoană și atunci nu are cum să se simte. Ca și cum această persoană vine peste voi cu foarte multe reguli, e ca și cum voi vă simțiți foarte închiși, nu puteți să vă exprimați, nu puteți să vă simțiți bine, nu puteți să fiți în largul vostru, tocmai pentru că această persoană vine cu o total alte cerințe față de ceea ce vreți voi. Aici nu ați simțit atât de mult să fie vorba de iubire pentru majoritatea dintre voi. Aici cred că este vorba de temperamente, de lucru împreună, de parteneriate, dar nu simt atât de multă iubire. Deci nu simt, hai să zicem, o prietenie, dar nu simt iubire. Aici e mai mult un fel de competiție între voi. E un fel de... ok, lasă-mă să-ți demonstrez că, așa cum zic eu, este mai bine și tu trebuie să mă urmezi. Ba nu, tu trebuie să mă urmezi. Ba nu, tu trebuie să mă urmezi. Și e, nu știu, da, poate să fie un fel de parteneriat de afacere, dar este genul ăla de împunsături frățești care se întâmplă. Nu că eu am dreptate, nu că eu am dreptate. Și tot așa o țineți fiecare pe a lui și nu pot să se întâmple nimic între voi. Deci, văd că învățați unul de la celălalt, dar nu văd ca și cum... voi ați reușit să ajungeți pe aceeași lungime de undă. Intențiile persoanei față de voi. Hai să vedem, poate ceva se schimbă. O, da. Între voi nu se poate întâmpla nimic pentru că sunt destul de multe interferențe care intervin între voi și această persoană și nu cred că acest lucru se va termina foarte curând. Cred că această persoană și voi încă veți rămâne în război. Ghilimele război. Dar... nu este ca și cum unul dintre voi renunță la principiile sale pentru celălalt și de asta nu se poate întâmpla nimic. Sincer, dacă voi
ați vrea ca lucrurile să fie dezvoltate în sens romantic cu această persoană, v-aș dori mult succes pentru că nu văd să se întâmple. Această persoană are persoane în jurul său, persoane de noapte, dar nu contează, este ok, este cu persoanele sale, nu are nevoie de nimic, dar provocarea pe care voi o aduceți aceste persoane este exact ceea ce ține această persoană trează noaptea. Da. Deci voi țineți această persoană treză noaptea, fără neapărat să fiți în comunicare, fără neapărat să fie lucrurile dezvoltate între voi. Acest tip de provocare pe care voi și această persoană îl simțiți va continua în ritmul ăsta. Nu văd îmbunătățire, nu văd rezultate, nu rezultate în ceea ce ține interacțiunea dintre voi. Pentru că pe cont propriu fiecare își învață lecțiile și fiecare se mută mai departe cu viața lui, dar în ceea ce ține de a lucra împreună, de a face ceva împreună, nu. Nu reușesc să văd asta. Nici pe voi nu vă văd că preluați inițiativa, dar nici această persoană nu vrea să lase din mândrie și atunci n-are ce să se întâmple. În contextul în care voi ați intra în comunicare, să zicem prin absurd aici, mai mult ca sigur s-ar întâmpla foarte multe discuții, certuri, inutile chiar, din nou, pentru a demonstra cine are de fapt dreptate și în final nu se întâmplă nimic pentru că fiecare vrea să demonstreze care are dreptate. Nu reușesc să văd aici ceva legat de iubire sau ceva legat de ce ar putea să se dezvolte între voi. N-am cum să fac să-mi apară altceva. Ok, hai să vedem mai departe. Aici avem... Dar n-am o rege de bătut tot aici. Ok. Și atunci, mie care îmi lipsește? O secundă. Bun, aparent nu trecusem pe regele de spade. Bine, având în vedere că am avut doi regi de bute, această persoană poate să aibă plasament foarte puternic în foc, pe lângă a fi zodie de aer. Deci, aerul și focul sunt foarte importante pentru această persoană. Ce aș putea să zic aici este că și aici aveți de-a face cu o persoană destul de comunicativă, este o persoană destul de dură, uneori zgârcită, în a arăta gesturi, sentimente, îmbrățișări. Este o persoană care vrea să se păstreze destul de rece, se ține la păstrare. Așa, este o persoană care nu va fi niciodată atât de deschisă cu emoțiile. Este o persoană care poate să lucreze în domenii exacte, este o persoană care poate să lucreze în coordonare, în coordonarea traficului, în coordonarea unor mașini, în coordonarea unei echipe. E o persoană care gândește foarte bine, este o persoană care are strategii destul de bune, dar din punct de vedere emoțional persoana asta este un pic în praf. Atenție că această persoană este foarte dură cu vorbele în momentul în care este enervată. Această persoană este în stare să răspundă extrem de impulsiv atunci când este provocată. Este o persoană care gândește foarte repede, vorbește foarte repede. Poate să fie, nu știu, cum să zic, ar putea să fie un bun avocat în contextul în care ar învăța să nu răspundă neapărat întotdeauna impulsiv și să se mai abțină din când în când. Dar în afară de asta, dacă nu reușește să stăpânească acest lucru, este mai bine să stea deoparte. Bun. Să vedem ce se întâmplă acum în viața acestei persoane. Sincer, aici văd că cineva a lăsat această persoană cu ochii în soare. O persoană în care această persoană a avut încredere. Aș putea să zic că persoana voastră nu neapărat că ar fi fost vreo relație de iubire sau ceva de genul, mai degrabă un parteneriat cu o persoană de același sex. Această persoană a avut foarte multă încredere, a oferit mai mult decât oferea de obicei către această persoană, doar de dragul de a crea o asociere. Sincer, aici aș vedea că această persoană fie să fi fost un fel de prieten din copilărie sau coleg de facultate sau coleg de școală sau ceva de această natură, dar în sensul în care persoana voastră cunoaște această persoană cam de când era mică,
așa se simte, este ca și energie, ok, oricât de mult timp ar trece, ne simțim iarăși ca doi copii în momentul în care ne întâlnim, dar nu sunt persoane de sex opus, atenție foarte mare. Această persoană se simte destul de dezamăgită, tristă, supărată în legătură cu ceea ce s-a întâmplat, dar pot să vă zic că avea nevoie de asta. Avea nevoie de asta, de ce? Pentru că această persoană are tendința să aibă încredere doar în 5 oameni și pe aia 5 oameni să-i trateze regește, iar pe restul lumii ca și cum ar fi cine știe ce. De asta a fost o lecție foarte importantă de care, indiferent cine ar fi aici, a avut nevoie. Indiferent că a fost plăcut sau nu și sigur nu a fost plăcut, trebuia să treacă prin asta. Ce se întâmplă acum între voi? Sincer, nu aș vedea aici ca și cum lucrurile ar fi rele între voi. Nu e ca și cum voi ați fi separați sau ceva de această natură. Este pur și simplu faptul că văd o conexiune între voi, văd că lucrurile merg bine. Dar poate fi vorba cu îndrăgostiții și trei de cupe de o alegere ce trebuie făcută în legătură cu voi. În sensul în care această persoană trebuie să decidă încotro are de gând să lase această conexiune să se întâmple. Pentru că persoana îmi pare să aibă sentimente față de voi, da, este foarte clar acest lucru, dar simte și o prietenie față de voi. Problema este că de foarte multe ori această persoană nu lasă să se vadă, nu oferă gesturi, nu contribuie cu nimic din partea asta în relație și această persoană conștientizează că în contextul în care lucrurile rămân așa, riscă să vă piardă, lucru care nu prea îi convine. Voi aveți niște pretenții, niște cerințe, foarte bine că le aveți, limitele voastre sunt puse acolo unde trebuie, dar persoana asta nu se simte foarte confortabil în contextul în care trebuie să vină către voi și să vă zică foarte ceea ce simte sau să vă ofere foarte multe gesturi tandre sau lucruri de această natură, pentru că această persoană efectiv s-a obișnuit să fie așa, nu doar că așa este ea din naștere, pentru că da, cu toții am fost învățați, ne naștem într-un fel și apoi am fost învățați în alt fel și tot așa, dar aici această persoană a ales în mod deliberat să rămână destul de rece față de toată lumea în viața lui, iar voi nu mai acceptați chestia asta, iar această persoană acum fie se adaptează, fie vă pierde și e foarte dificil pentru această persoană să accepte lucrul ăsta. Aici puteți avea de face cu o zodie de aer, nu știu dacă am menționat, Gemeni, Balanță, Vărsător, această persoană se cam pierde în gândurile sale. Nu, e o persoană care gândește foarte repede, vorbește foarte repede, dar asta nu înseamnă că reușește să fie ancorată întotdeauna în realitate. Este o persoană care duce foarte multe confruntări în mintea sa și este o persoană care are tendința să trăiască uneori în lumea sa imaginară și să nu țină atât de mult cont de realitate, dar acum ține cont și acum conștientizează că trebuie să iasă din lumea sa, din gândurile sale și să trăiască alături de voi. Problema este că este inconfortabil și că este destul de dificil să facă asta după mulți ani în care a trăit așa. De asta această persoană va apela destul de mult la răbdarea voastră, va trebui să aveți foarte multă răbdare cu această persoană pentru că această persoană va continua să vă provoace iar și iar și iar și iar și uneori această relație se simte ca un fel de confruntare, dar văd totuși intențiile bune ale acestei persoane, chiar dacă nu întotdeauna se arată. Ce se va întâmpla între voi? Azi de cupe, regina de spade, doi de pentagrame. Ce se va întâmpla între voi este că această persoană va deveni un pic mai deschisă emoțional față de voi, dar totodată și voi trebuie să deveniți un pic mai reci față de el, în sensul în care aici va fi nevoie ca voi să treceți într-o stare în care să-i împrumutați comportamentul rece și să îl redirecționați asupra sa. În momentul în care faceți acest lucru, această persoană realizează, hopa, noi bine, sigur am făcut-o de oaie, trebuie să îndrept lucrurile. Nu vă pot promite că această persoană va fi extrem de romantică sau că va fi cea mai atentă persoană din lume, dar este o persoană foarte axată pe a-și petrece timpul cu voi, pe a sta cu voi, pe a fi axată în relație, chiar dacă acum nu se vede, momentan este în spațiu de tranziție, dar are intenția de a rămâne cu voi și de a fi loial acestei conexiuni, dar trebuie întâi să se facă decizia după, de care v-am zis anterior, după care văd că într-adevăr se va dedica mai mult conexiunii voastre. Dacă, pentru că aici va fi o situație în care s-ar putea să fie un trio,
pentru puține persoane va fi lucrul ăsta, da? Decizia sa va fi de a veni către voi și de a lăsa toate celelalte persoane în urmă, dar și voi trebuie să învățați să fiți reci, să nu mai înțelegeți persoana și să țineți cont doar de voi, să efectiv să încă o dată să redirecționați comportamentul asupra acestei persoane și da, relația voastră va fi uneori foarte rece, alteori foarte caldă, va fi destul de schimbătoare în sensul ăsta, dar văd că va fi ceva care funcționează pentru voi. Veți avea destul de mult echilibru în haosul ăsta care pare din exterior, pentru că cine v-ar vedea tipul de relație ar zice, vai, ce relație haotică, n-are niciun viitor, dar atâta timp cât această persoană face decizia să vină către voi și efectiv devine un pic mai deschisă, văd că veți reuși să vă găsiți propria cale și nu trebuie să stați să vă gândiți la oarecum o să reacționeze alte persoane, atâta timp cât pentru voi funcționează, asta este cel mai important. Bun. Și ultima variantă cu regele de cupe aici, puteți avea de-a face cu o persoană empatică, o persoană din brac, scorpion sau pești. Această persoană are un simț artistic, dar de foarte multe ori nu știe cum să-l exprime. Este o persoană foarte bună să fie alături de persoane atunci când acestea trec prin momente grele. Este o persoană care știe întotdeauna să asculte. Nu neapărat că spune foarte multe, dar empatizează foarte bine cu persoanele din jur. Această persoană se simte cel mai bine în expediții, în natură, în zonele muntoase. Este o persoană care adoră răcoarea în general și adoră plimbările pe timp de noapte. Această persoană s-ar simți foarte bine în țările nordice, dintr-un, nu știu din ce motiv, dar mi-a venit chestia asta. Dar, sincer, aici, persoana voastră este destul de visătoare, este o persoană care... Are vise, vrea să ajungă departe, vrea să realizeze foarte multe. Când vine vorba de acțiune, nu reușește să se mobilizeze. Este o persoană care trăiește într-un permanent conflict între minte și ceea ce se întâmplă în realitate, pentru că această persoană nu reușește să-și facă planuri, planuri practice. E ca și cum această persoană nu poate să fie practică. Oricât de mult ar încerca, are nevoie de o persoană mult mai bine împământată, înrădăcinată, ca să poată să facă planurile. Această persoană este bine să nu fie în poziții de conducere, este foarte bine să nu fie, să nu depindă alte persoane de ea. Este pur și simplu ca, e mai bine ca această persoană să aibă ea un șef, un organizator, un manager, ceva de această natură care să îi dea task-uri și să îi programeze timpul astfel încât să poată să le facă pe toate. Această persoană are tendința de a amâna să facă lucrurile, are tendința de a rămâne foarte mult axată în lumea viselor sale, dar nu reușește să facă și nu este pentru că nu vrea să facă, ci pur și simplu nu știe cum să aibă acest simț practic. Această persoană va fi nevoie să se reorienteze, mai ales în ceea ce ține de carieră, pentru că ceva acolo nu bate, ceva acolo nu este ok, li se cere să fie foarte practic și ei efectiv nu pot să fie acolo. Este nevoie ca această persoană să lucreze într-o arie în care creativitatea este cerută, visarea este cerută, de exemplu, ar putea fi design, ar putea fi editare foto, editare video, lucruri de această natură în care această persoană poate să aibă o viziune și apoi să o aplice, dar în care nu neapărat trebuie să aibă un termen de nu știu câte minute sau nu știu câte ore sau ceva de această natură, să fie lăsată această persoană să facă, dar totodată să aibă pe cineva care să-i impună un anumit termen. De asta este foarte important pentru această persoană să reușească să găsească o astfel de persoană care îi impune termene și cumva o forțează să iasă din zona sa de confort și să facă lucrurile. Ce se întâmplă între voi și această persoană? Văd că lucrurile sunt destul de stabile, să le zic așa. Sunt un pic pe pauză, nu neapărat că ar trebui să fie neapărat o pauză între voi și această persoană, dar este ca și cum voi vă simțiți bine, chiar dacă nu se întâmplă foarte multe lucruri, nu este o circunstanță extrem de activă, sentimente sunt de partea amândurora. Văd că lucrurile
Dacă vreți să recuperați ceva ce ați pierdut în această relație, dacă vreți să vă înțelegeți iarăși mai bine, dacă vreți să reparați această relație în vreun fel, este un moment foarte bun de a face acest lucru, dar trebuie să țineți cont că această persoană de foarte multe ori este axată pe ceea ce își dorește ea și pe visele sale, nu prea pe ceea ce aveți voi nevoie. Deci un pic de atenție în legătură cu asta, pentru că acest tip de visare duce la foarte multe impracticalități, aș putea spune. Deci un pic de atenție că voi va trebui să purtați niște lupte de convingere cu această persoană să o faceți să înțeleagă faptul că și voi aveți nevoile voastre, intențiile persoanei față de voi și ceea ce se va întâmpla. Sincer, vă văd pe voi determinați pentru a face acest lucru să meargă, dar va fi destul de dificil ca voi să reușiți să ajungeți la un punct comun. Atenție foarte mare pentru că acest conflictul nu se întâmplă neapărat atât de mult la nivel verbal, când se întâmplă la nivel mental pentru amândoi, pentru că amândoi vă simțiți în conflict cu situația care este între voi, pentru că nimeni până la urmă nu obține ceea ce își dorește pentru a fi fericit și nimeni nu este fericit, dar vreți să trageți de această relație. Atenție foarte mult mare, pentru că pe voi vă determinați, dar această persoană poate avea tendința să găsească o persoană care să îi se pară a fi ideală, pentru că aici deci aici dacă voi aveți de-a face cu un pește, cu rac sau scorpion, atenție foarte mare, pentru că această persoană poate întâlni o persoană care îi pare că îi dă totul pe tavă și efectiv totul este conform viselor sale și să se lase cumva atrasă de acea persoană. Atenție foarte mare, pentru că acest lucru va face ca persoana voastră să se reorienteze, iar voi să aveți senzația că pentru un moment ați reușit să stabilizați lucrurile, cu toate că nu vor fi atât de stabile, va fi pur și simplu faptul că această persoană caută lucrurile în altă parte. Sincer, în contextul în care voi aflați această trădare, pe voi nu vă văd să înțelegeți această persoană și nu vă văd să mai acceptați această persoană, vă văd determinați să-i dați un șut în fund și să o lăsați departe, dar în contextul în care nu aflați de acest lucru, o să sesizați că pur și simplu lucrurile brusc devin foarte liniștite și foarte ok cu această persoană și nu înțelegeți de ce. Aveți senzația că această persoană s-a schimbat în bine față de voi, dar de fapt asta e ca să mascheze alte lucruri care se întâmplă în spate. Deci un pic de atenție în legătură cu această persoană, pentru că nu văd să fie cea mai bună energie în legătură cu aceasta. Bun. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și să ne revedem cât mai curând. La revedere!